Da. Spuneai că ai dorit să facem bisectoarea. Te rog. Construcția. Deci, bisectoarea. Da. Bisectoarea unui unghi. Am definit bisectoarea unui unghi prin semidreapta cu originea în vârful unghiului, situată în interiorul unghiului, ce formează cu laturile unghiului două unghiuri concurente. Mai rar. Deci, am definit bisectoarea unui unghi prin semidreapta cu originea în vârful unghiului. Bun. Deci e vorba de un unghi, uite așa. Unghiul X, O, Y. Da? X, O, Y. Cu semidreapta la originea, cu originea în vârful unghiului. Așa, deci două semidrepte. Ce semidrepte avem? Semidreapta OX și semidreapta OY, da? Ele sunt intersectate în același punct O și bisectoarea unghi am definit-o ca fiind semidreapta cu originea în vârful unghiului, da, situată în interiorul unghiului. Corect. Ce formează cu laturile unghiului două unghiuri concurente. Am zis. Perfect. Deci am definit asta, e definită, da, deja, știută de voi, nu? Deci este o semidreaptă, o Z, să zicem noi acum, da? O Z, care este în interior și formează cu cine? Cu cele două semidrepte ale unghiului, două unghiuri concurente. Da. Bun. Și desenăm asta. Și desenăm. Tot ce facem, desenăm, da? Bun. Mai departe. Ne spune să mai facem un unghi la fel. Așa. Și facem la fel X, O, V de data asta. Tot la fel de mare sau? Tot la fel. Identic. Identic. Deci, încă un alt unghi, da, de aceeași măsură, da? Da. X, O, V. X, O, O, V. V. O, A e cât o B. O, A. E cât o B. Muria. Pe latura A e pe latura O, X. Deci, spunem așa. Pe semidreapta, X. Luăm punctul A. Așa, citim așa. Pe semidreapta. Pe semidreapta O A. Dar des ce a făcut? A făcut următorul lucru. Deci, pe O noi am luat cu X aici, da? X asta. El așa mătează. Să ne ducem pe aceeași limbaj, da? X și limbaje cu V sau cu Y? Cu V. Cu V. Hai, V. Bun, și noi. Și fixează compasul cu vârful în O și trasează un arc de cerc. Se face și tu așa. Da? Cu vârful și trasează un arc de cerc. Și găsește astfel două puncte, A și B. Deci A, A sus, A și B. Da? Deci, practic, O A e cât o B. Sunt raze ale cercului. Da? O A este cât o B. Acum, fixează o anumită deschidătură la compas, fie aceea dinainte, fie o alta, și descrie un alt de cerc. Poate să fie și altă deschidătură. Da? Nu neapărat aceea dinainte. O altă deschidătură la compas. Descrie. Ce e important acum, păstrăm deschizătura dinainte, asta care am fixat-o aici, o păstrăm și, da, și ne ducem în A. Și descriem iarăși un arc de cerc cu aceeași deschizătură. Da, Miruna? Uh-huh. Deci, neapărat cu aceeași deschizătură. Atenție, nu e obligator să o păstrezi pe cea dinainte de la OA cu OB. Ci important este când ai fixat-o, cu vârful în A ai deschis arcul, cu vârful în B ai deschis arcul și le două sunt întâlnite într-un punct. Da. Și astfel,
ai găsit un punct care are calitatea de a fi a bisectoarei. Deci punctul, intersecția celor două, îți indică un punct acolo și dacă unești pe O cu punctul găsit la intersecție, ai dus bisectoarea cea mai corectă. Exact. Da. Da? Și noi să demonstrăm asta. Nu știu ce cere autorul. Dar vreau să demonstrăm că unim pe O cu A, practic, unghiurile astea sunt congruente. Asta trebuie să demonstrăm. Da? Hai să ne să gândim așa. Cum este, întrebare, cum este A, să notăm cu M acolo, nu știu cu ce e notat de autor. Să notăm cu un punct. M, da? M punctul ăsta. Cum este M, MA cu MB? Da. Sigur că dacă ce ai fost, de aceeași discătătură. Da. Deci MA cu MB sunt de tine stabilite așa, cu aceeași discătătură. Dar OA cu OB. OA cu OB tot congruente. Tot congruente sunt. Scriem? Da. Deci putem să scriem chestia asta. Deci din felul în care am gândit problema, avem așa. Avem, cum ar fi ipoteză, nu? Da. Ipoteză. Avem. OA congruent cu OB. OA congruent cu OB. AM congruent cu BM. Deci AM congruent cu MB. Așa. Ăsta e unghiul XY congruent cu ZY. Nu. Eu nu mai spun că nu știu fi bisectoare. Nu, tocmai. Vrem să arătăm că punctul ăsta găsit aici unit cu A, face ca O, M să fie bisectoare. Demonstrăm noi. Și atunci luăm triunghiul A, luăm triunghiul O, A, M cu O, B, M. Deci, ce trebuie să arătăm în concluzie? Trebuie să arătăm că O, Z, bisectoare. O, Z, bisectoare. Semidreapta O, Z, bisectoare. Și demonstrația. Luăm OAM cu OBM. Fie triunghiurile. OAM și OBM. OAM. Și OBM. Și triunghiul OBM. Despre cele două triunghiuri poți să spui ca... Avem OA congruent cu OB. OA congruent cu OB. Da. Stai un pic. Da, vreau să fac latura unghiulatură. Nu știu dacă poți face latura unghiulatură. Cert este că ai informația asta. O, E, M-i comună. Da, O, E, M-i comună. Așa, O, E, M-i comună. Și A, E, M-i cât B, M. A, E, M-i cât? A, E, M-i congruent cu B, M. Așa, A, E, M-i congruent cu și în cazul latură. Și acum suntem în cazul latură, da. Triunghiul OAM congruent cu triunghiul OBM. Triunghiul luat în discuție OAM congruent cu triunghiul OBM. Și avem OM congruent cu OM și subliniem. Și avem O? M cu OM. OM congruent cu OM? Am, da, să simt. Asta este comună. Da. Avem OM. Unghiurile acum. Da. Unghiurile. Latul le-ai folosit. Da. OAM. 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 Congruent cu OBM. Congruent cu OBM. Avem O, nu, AOM. AOM ai zis, nu? AOM. Am scris o greșită aici, da? A, O, M, cu O, B, M, cu M, O, B, așa, cu M, O, B, M, O, B,
O și A, M, O cu A, M, O. A, M, O. O cu B, M, O. Așa. A, M, O. Congruent cu? B, M, O. B, M, O. Așa. Și cel de-al treilea unghi, al treilea unghi, adică unghiul A, O, A, M. A, O. O, A, M, așa? Da. Congruent cu O, B, M. O, B, M, da. Dar pe noi, din toate acestea, care ne interesează foarte tare? A, O, M cu O, B, M. A, O, M cu M. A, O, M cu M, O, B. Sau B, O, M. N-are importanță. Da. De ce? Pentru că în momentul acesta am arătat că asta este bisectoare. Da. Da? Dacă unghi împărțit în unghiul congruente, înseamnă că e bisectoare. Ăsta e și modul de a construi o bisectoare a unui unghi. Acum o să ținem minte definitiv. Ca să construiești o bisectoare cu multă precizie, cu mult mai compasul, decât ideea aceea că de ei și cu raportorul măsori și câte grade are și împarți în două, acolo te poți păcăli. Nu ai atâta precizie cât o ai prin construcția cu compasul. Deci care sunt pașii ca să construiești bisectoarea unui unghi? Punem compasul în O și dai în vârful ca să avem pe A și pe B. Sigur că și da. Și punem compasul în A ca să, voilà, să vedem unde ar fi punctul M. Deci, pentru a găsi pe punctul M, fixăm o deschidere a compasului. La fel ca la O. Nu neapărat ca la O, tocmai am insistat. Nu neapărat ca la O, ca la descoperirea lui OA, a lui OA și OB. Nu aceeași deschidere, o altă deschidere. Dacă o folosești pe aceea, poate mai bine. Dacă nu o folosești, nu e nicio supărare. Corect. Da? Și aflăm pe punctul M, așa încât fie AM cu B. Deci, vii cu compasul deschis în alt decet, ai schimbat compasul în vârf, cu vârful în A, în B, și deschid două alte decet, cele două s-au întâlnit într-un punct, ăla e punctul de pe bisectoare. Da? Acesta e punctul de pe bisectoare. Irina, nu mai pot continua lecția acolo până când acum nu stabilesc o chestie foarte tare. Aș vrea să încercăm să vedem o proprietate interesantă a punctelor de pe bisectoare a unui unghi. Cum la mediatoare am sesizat, am descoperit proprietatea aceea că e la egală distanță de capetele segmentului, pe bisectoare este o proprietate care trebuie să rămână definitiv. Deci bisectoarea semidreaptă care împarte unghiul în două unghiuri congruente, pe care o duci cu precizie folosind compasul, ai văzut cum? Pasul 1, ai descris un găsit pe A și B. Pasul 2, cu o altă deschidere, mutând vârful compasului în A, apoi în B, descrii două arce de cerc cu aceeași deschidere, esențial, aceeași deschidere, nu cu aceeași deschidere de aici, cu aceeași deschidere care ai fixat-o din clipa în care ai venit cu vârful compasului în A, și B. Păstrezi deschiderea respectivă, da? Încât M, A cu M, B să fie congruente. De fapt, la urma urmei este o operație foarte interesantă. Este un triunghi social aici. Da. Și un triunghi social nu neapărat congruent cu ăsta. Corect. Deci un alt triunghi în partea cealaltă. Da? Deci asta trebuie să înțelegi tu, că e vorba de construcția foarte importantă a două triunghiuri isoscele puse unul în capătul celuilalt. Da? Deci, așa trebuie să vezi. Aici, bisectoarea asta, triunghiul ăsta isoscel, și în partea asta, ca și cum ai zis mediatoarea, un alt triunghi isoscel construit. Asta e operația. Și cele două triunghiuri isoscele, unii în vârfurile, e tocmai mediatoarea segmentului, la urma lui mediatoarea segmentului, care fiind triunghiuri isoscele și bisectoare, care am spus noi. Când un triunghi isoscel, bisectoare și mediană și mediatoare, înălțimii de toate. Și asta e fructificat în culisii. Deci autorul, când face construcția asta, la asta, pe asta am vizat el. Calitatea mediatoare, la urma mai avem o altă tehnică. Și proprietatea ținută în profesorul meu. Imediat te ajung acolo. Dar mai insist, în afară de construcția asta cu M, să știi că, Miruna, mai poți face așa.
găsești mijlocul, știi bine, ca să duci mediatoare unui segment, care e tehnica pentru construcția mediatoare unui segment? Dacă ai segmentul AB, ca să duci mediatoare cu multă precizie pentru folosind mai compasul, vii cu compasul și descrii un alt de cerc. Și cu aceea deschizi mai mare decât mijloc. Și cu aceeași deschizătură trasele așa. Da. Și când ai unit-o, așa stai mediatoare. A, e și perpendiculare și la jumătate. Da, perpendiculare și la jumătate. Deci totul este planificat foarte repede așa. Așa că tu aici ai dus cu compasul și ai făcut așa. Ai găsit pe A și pe B. Și acum ai pe AB segmentul ăsta. Și știi să duci mediatoare la AB. Cum faci ca să duci mediatoare? Vii cu compasul aici și deschizi un alt cerc. Și apoi compasul B. Și apoi deschizi un alt cerc. Și când le-ai unit, cu ăsta, acele astea care s-au întâlnit, trece exact prin nou. E și mediatoarea și bisectoarea. Deci o altă tehnică acum. S-a făcut atent. În momentul de față ai două modalități de trasare a bisectoarei unui. Unu, varianta care o dă autorul, construind cele două triunghii isoscele puse cap în cap. Și varianta a doua, foarte tare, este ca să nu mai faci mișcarea asta. În clipa în care găsi pe A și pe B, vii și trasezi un arc de cerc mai mare decât jumătatea segmentului, să fii dincolo. Cu aceeași deschizătură vii în partea asta. Cele două s-au întâlnit aici și punctele O, ăsta și ăsta, sunt coliniare. Și de fapt ai trasat mediatoarea segmentului AP. Și mediatoarea în triunghii isoscel trece prin vârf. Că e și bisectoare, și mediană, și mediatoare, și mărțime. De toate. Deci, practic, tu ai triunghii isoscel și construiești una din linii. Dacă ai construit mediatoarea, acestui triunghi isoscel, ea este și bisectoare, și mediană, și toate. Deci, acum ai clar în minte două modalități de construcție a bisectoarei unui unghi. Da. Deci, notăm. Hai să vedem. Da, spunem așa. Avem două metode de construcție a bisectoarei unui, de construcție a bisectoarei unui unghi. Două modalități de construcție a bisectoarei unui unghi. Metoda întâi. Date de autor. Cum am găsit-o acolo. Da? Metoda întâi. Construim două triunghiuri isoscele. Două triunghiuri isoscele cu aceeași bază. Deci construim două triunghiuri isoscele cu aceeași bază. Adică metoda de aici. În culise sau dedesubt, să spunem, pasul 1. Cum se procedează, desfășurăm. Da? Pasul 1. Pasul 1. Punctul O. Da? Fixăm vârful compasului în punctul O. Și găsim punctele A și B. Trasând un arc de cerc, da? Găsim punctele A și B. Trasând un arc de cerc. În care OA e cât OB. Unde OA congruie cu OB, că dacă sunt razele ale cercului. Pasul 2. Cu o deschizătură stabilită a compasului, diferită de cea inițială. Nu neapărat să fie cea inițială, diferită de cea inițială. Trasăm două arce de cerc. Diferită de cea inițială. Adică și dacă o lăsăm nu-i rău, dar nici nu-i catastrofă dacă am mișcat deschizătura compasului, da? Deci diferită de cea inițială. Trasăm două arce de cerc. Da, trasăm două arce de cerc, mutând compasul cu vârful în A, respectiv în B. Mutând
vârful compasului în A, respectiv B. Punct. Și virgulă. Găsim astfel punctul M. Nu? La intersecția celor două arce găsim astfel punctul M, cum am notat noi în figură. Unim pe O cu M și aceasta este bisectoare. Am demonstrat asta. Da? Am demonstrat că e bisectoare pentru că are așa cea. 2. Metoda a doua. Metoda a doua ne bazăm pe faptul că într-un triunghi isoscel mediatoarea, mediana, înălțimea și bisectoarea se suprapun. Da? Se suprapun. Adică una și aceeași. Se suprapun. Dacă sunt duse din vârful unghiului format de cele două laturi congruente. Dacă sunt duse din vârful unghiului format de cele două laturi congruente. Pe asta ne pasă. Și care sunt pașii? Pasul întâi. Descoperim pe A și B. Cum am făcut și mai înainte. Descoperim pe A și B. Adică avem acum, în paranteză, spuneți, avem triunghiul OAB, isoscel. Avem triunghiul OAB, isoscel. Construim mediatoarea lui AB. Că știm să construim mediatoarea în secund. Construim mediatoarea lui AB. Cum? Compasul cu o deschizătură mai mare decât jumătate, îl mutăm pe rând în A și în B, se intersecțează cele două arce și când am unit cele două arce, asta e mediatoare. Da? Construim mediatoarea lui AB. Iar de data asta, mediatoarea trece prin vârf. Nu totdeauna mediatoarea trece prin vârf. Noi am văzut mediatoarele trec la iurea. De data aceasta, mediatoarea trece prin vârf. Adică, capătă calitate de bisectoare, mediană, înălțime. Da? Este și bisectoare, mediană și înălțime. Mediatoarea care am construit-o, da? Uh-huh. Și tocmai asta trebuia, că duci bisectoare. Ai făcut mediatoare și ai bisectoare. Clar, clar, clar cum... Care sunt pașii pentru a construi așa o bisectoare a unui unghi. Mai spun acum, că am vorbit, am lăsat undeva în suspans, ideea că punctele de pe mediatoare au o proprietate pe care vrem să o descoperim. De pe bisectoare. Deci, punctele de pe bisectoare au o proprietate pe care vrem să o descoperim. Ce proprietate oferă? Că orice linie trebuie să miră sunt congruente. Să vedem. Mă ocup, iau un punct la întâmplare, de pe bisectoare. Știu că e bisectoare, nu? Uh-huh. Știu. Am dus-o bisectoare. Uite că șterg asta aici. Voi faceți o altă figură din... și duceți bisectoarea aproximativ acum, că n-am, da, nu mai muncim să o fim foarte exact. Bine ar fi să vă deprindeți cu tehnica asta, să o faceți chiar. Deci o bisectoare rapid, Miruna trasează arcul de cerc, mulți de-o parte și de-o să trasează domnul cerc, și ai dus bisectoare cu foarte multe precizii. Da. Eu te-aș ruga să faci concret. Da, acum, așa și faci. Ca să avem eghișițiu. Când zici duc bisectoarea, că dacă apare întrebarea, cum duci cu compasul bisectoare? Păi știu, am două metode eu. Una din el o aplici rapid, ca se pare ții mai la îndemână.
Asta este bisectoarea. Luăm un punct la întâmplare. Oricare ar fi acesta, mai încolo, mai încolo, nu are importanță. Nu neapărat punctul ăla din intersecția lor, a celor două arci. Un punct E. Zicem perpendiculara din M, coborând perpendiculara pe OX. Ce înseamnă perpendiculara? Drumul cel mai scurt. Da? O pe și O și MP și M MP1, hai să zic, și MP2. MP1 și MP2. Ce este de remarcat? Este următorul lucru. Că unghiul de aici este 90 de grade. Știm că unghiurile sunt congruente din motive foarte clare, din calitatea bisectoare, deci unul ăsta și cu unul de aici, unul cu doi, să zic așa, sunt congruente. Doi le putem citi prin trei litere, că avem posibilitatea. Ce vreau să arăt? Că M pe 1 este cât M pe 2. M cu 1 egal cu M pe 2. Deci, în ipoteză, am așa, că OM, OM, bisectoare pentru unghiul XOY. Hai zic XOY, puteau acolo notatea așa în urmă. Pentru unghiul XOY. Și că M aparține acest O, chiar mai mult, zicem OZ, noi, OZ, semidreapta asta. Mai precizăm că M aparține lui OZ, semidrepte bisectoare respective, și că am dus M pe 1, M pe 1 perpendicular pe OX, pe semidreapta OX, că M pe 2 perpendiculară pe OY. Și acum vrem să arătăm, în concluzie, că O pe 1, O pe 1, M pe 1, da, da, M pe 1. M pe 1, deci M pe 1, segmentul M pe 1, e congruent cu segmentul M pe 2. Asta e concluzia. Demonstrație. Iruna, aștept. Luăm triunghiul pe 1, O, M. Așa. Fie triunghiurile pe 1, O, M, pe 1, O, M, și triunghiul M, O, pe 2. M, O, pe 2. Sau pe 2, O, M. Pe 2, O, M. N-are importanță. Pe 2, O, M. Cele două triunghiuri, despre cele două triunghiuri, poți să spui ca au. P, O, M, nu. M, P, 1, O, congruent cu... Mă mai trebuie să mă M, P, M. M, P, 1, O. M, P, 1, O, da. O unghiul, M. Măsura, hai să spunem chiar, nu? Măsura. Măsura lui. M, P, 1, O. Unghiului, M, P, 1, O. P1, O. Este egal cu măsura unghiului M, P2, O. P2, O. Și este egal cu 90 grade. 90 grade. Mai avem și că P1, O, M. P1, O, M. Măsura unghiului. Nu, nu știu măsura. Poți să spun că măsurile sunt egale, dar noi zicem congruență, da? Congruență, da. 1, O, M, unghiul. Da. Congruent cu M, O, cu 2. Cu 2, O, M. Cu 2, O, M. E ipoteză. E ipoteză, da. Spune-mi în ipoteză. Celălalt e tot din ipoteză. O mână latură comună. Și o mână latură comună. Din
ipotenuză 1. Da, în cazul din ipotenuză U. Pentru că omul se duce spre unghiul de 90 grade. Corect. Altfel, ar fi fost... dar ipoteză 1, nu? Da. Al următorul unghi din natural, congruent cu ăsta, că, ca suma unghiilor unui triunghi de 180 grade. Și ar fi surprins cazul la unghi, latură unghi. Da, avem. El asta ascunde, unghi, latură unghi. Dar, pe scurt, zice ipoteză 1. Da. Și avem P1OM congruent cu triunghiul cu un om. P1OM congruent cu triunghiul cu 2OM. De unde avem P1 segment congruent cu P2 cu segmentul iarăși P2 și OP1 congruent cu OP2 congruent cu OP2 congruent cu OP2 și o unghiu o m p 1 o m p 1 congruent cu unghiu o m p 2 o m p 2, da? Da. Ok. Așa este lucrul, dar pe noi nu ne-am atât ne-a interesat. Însă am descoperit în urma multor probleme făcute că e important să schimbe toate, că s-ar putea ca undeva să fie de mare folos. Și am crezut că așa este, da? Deci, într-adevăr, cu unul mâini, cât pe doi mâini. Dar n-are importanță unde se află mâini. Păi asta mie îmi spune un lucru fantastic. Că la orice punct m-aș opri, când duc perpendicularele, ele sunt egale. Înseamnă că bisectoarea e formată din puncte situate la egală distanță de laturile unghiului. Când duc? Când ducem perpendicularele de la un punct de pe bisectoare sau dintr-un punct de pe bisectoare, segmentele cele sunt totdeauna egale. Când ați contat unde este mână, când nu am fixat pe mână într-o anumită poziție. Da? Deci când ducem perpendicularele de orice punct de pe bisectoare, totdeauna aceste segmente sunt congruente. Adică, dar ce este asta? Distanța de la un punct la o dreaptă. Că prin perpendicular asta măsurăm. Distanța de la un punct la o dreaptă. Distanța pe 1 m. Da? Distanța pe 1 m cu pe 2 m. Lungimile acestor segmente sunt egale. Și asta îmi spune că bisectoarea e formată din mulțimea tuturor punctelor puse unul lângă alta, care au proprietatea de a fi la egal distanță de laturile unghii. Deci definiția bisectoare, o altă definiție, definiția 1 a bisectoarei, mai întâi să o zicem pe prima definiție, definiția 1. Bisectoarea unui unghi este semidreapta care împarte unghiul în două unghiuri congruente. Asta o știi foarte clar. Bisectoarea unui unghi este semidreapta interioară unui unghi, semidreapta interioară unui unghi, care îl împarte pe acesta în două unghiuri congruente. Care îl împarte pe acesta în două unghiuri congruente. În două unghiuri congruente. Definiția a doua, asta e cea mai tare pe care am găsit-o acum. Este... Ce cum aș primi când după viitoarea semințele mereu sunt egale? Deci asta este. Bisectoarea unui unghi este mulțimea punctelor din interior. Bisectoarea unui unghi este mulțimea punctelor. Bisectoarea unui unghi este mulțimea punctelor din interior. Din interiorul unui unghi. Situate la egală distanță de laturile acelui unghi. Situate la egală distanță de laturile acelui unghi. Care unghi este puțin la punctelor din interior, situate la egală distanță de laturile acelui unghi. Merge un pic să... Da. Să-i dea drumul la Andreea. Să veniți și...
Deci, vezi tu, a doua definiție foarte importantă este aceasta. Că bisectoarea un unghi este mulțimea tuturor punctelor, nu iau pe asta de aici sau pe asta de aici, ci doar pe acelea care sunt tot timpul la egală distanță. De latul de un unghi. Și atunci putem da ca loc geometric. Deci spunem, bisectoarea unui unghi este locul geometric al punctelor. Deci bisectoarea unui unghi este locul geometric al punctelor din interior. Loc de, zic, mulțimea punctelor din interior, zic, locul geometric al punctelor din interior unui unghi, situate la egală distanță de latul unui celui unghi. Deci iată că bisectoarea o putem privi ca un loc geometric. Iar. Am fugit aici pentru că e în zona... Iar e locul geometric. Da. Este un loc geometric. Este o mulțime de puncte care au o anumită proprietate. Ce proprietate am? Că la egală distanță de latul. Da? Este locul geometric al punctelor din interior care se bucură de proprietatea că sunt la egală distanță. Oriunde ar fi. Dacă e un altul, nu mai are proprietatea asta. Corect. Cum am părăsit bisectoarea, cum are proprietatea? Cine intră în mulțimea asta de puncte? Nu acele care au proprietatea asta. De a fi la egală distanță. Corect. Da? Deci este spectaculos, surprinsă sub formă de loc geometric. Ca și mediatoare. Ca și mediatoarea. Deci definiție, sunt două definiții. Una e echivalentă cealaltă. Ori o spui așa, ori o spui așa. Dar spunându-o așa, îți intră la suflet că ai încă o proprietate în plus. Aceea de a vorbi. Deja e demonstrat un lucru în plus. Că punctele de pe bisectoare se bucură de calitatea că sunt la egală distanță. Nu am făcut-o acum, da? Și dacă eu îți voi spune că bisectoarele unui triunghi, că la un triunghi sunt trei unghiuri, și ducem toate bisectoarele, ele sunt concurente. Aha. Iarăși o chestie foarte tare. Deci bisectoarele unghiurilor unui triunghi sunt concurente, adică se întâlnesc în același punct, sunt pe fiecare din, fiind pe prima bisectoare la egală distanță de latul acelea, la egală distanță și latul celelalte, înseamnă că este un punct situat la egală distanță de toate laturile. Deci este vorba de un punct situat la egală distanță de toate laturile unghiului. Adică, hai să duc bisectoarea asta. Când am dus-o pe asta, ce iau din interiorul unghiului ăsta? Toate punctele care sunt la egală distanță. Așa, așa, așa. Distanța asta și asta sunt egale, da? Dacă duc și bisectoarea din partea asta altă, ce se întâmplă acum? Eu selectez din plan doar acele unghiuri, doar acele puncte, ce au calitatea că sunt la egală distanță de laturi. Adică, iată-le punctul ăsta de intersecții și fiind pe bisectoarea asta, distanța asta cu asta de aici, astea două sunt de aceeași lungime segmentele astea. Da. Și fiind și pe bisectoarea asta și cu asta va fi. Corect. Atunci, toate aceste trei sunt egale între ele. Și dacă asta e egală cu asta, atunci și asta altă e tot bisectoare. Deci asta e poanta foarte tare. Deci, atenție. Pe bisectoarea asta, astea două sunt egale. Pe bisectoarea asta, astea două sunt egale. Dacă asta e cât asta, asta e cât asta, astea două sunt între ele. Și atunci acest punct, care e situat la egală distanță de laturi, face ca el să se bucure de calitatea de a fi tot și el pe bisectoarea celuilalt unghi. Corect. Deci nu-i nevoie să duc toate trei. Duc două. Și a treia când ai unit cu punctul acela e bisectoare, 100%. Da? Și ca să demonstreze acum concurența bisectoarelor, este lucru făcut de noi. Că dacă am spus că toate punctele pe bisectoare se bucură de calitate de la egală distanță de laturile unghiului, pe bisectoarea acela la egală distanță, corect. Atunci, asta cu asta, asta cu asta, că sunt între ele. Corect. Și atunci asta e bisectoare, ce mai vorbim? Corect. Da? Am acceptat definiția după proprietatea aceasta.
Nu mai, sper că nu mai intru în contradiții cu cine cu nimeni. Știu eu, când vorbesc despre demonstrația concurenței pe baza acestui raționament. Nu trebuie să iau acum iar triunghiurile dreptunghii, ce sumă, triunghiul ăsta și cu ăsta. Ăsta și cu ăsta. Și pe urmă, ăstea două între ele. Și atunci, per tipul de aiurea, când am stabilit odată proprietatea, e clar că lucrurile merg, nu? Foarte limpede. Am insistat pe chestia asta, dând proprietatea, pentru că este lucru esențial. Punctul ăsta este centrul cercului înscris. Fiindcă ăsta, centrul cercului înscris, pentru că astea devin raze acum. Și când duci cercul cu vârful aici, cercul va fi în tangent laturilor. Da, și alea toate sunt raze. Astea sunt raze. Da. De aceea, în clipa asta, spunem că cercul este centrul cercului înscris. Înscris. Circumscris era la mediatoare. Da, pe afară. Și da? Înscris că e înăuntru. Înăuntru, înscris. Circumscris trecea până afară și triunghi era în interiorul cercului. Da. Și alea sunt raze toate. Și razele sunt egale. Sigur că da. Deci așa se găsește centrul cercului înscris într-un triunghi. Intersecția bisectoarelor. Notăm și asta. Intersecția bisectoarelor ne indică centrul cercului înscris triunghiului. Intersecția bisectoarelor ne indică centrul cercului înscris triunghiului. În paranteză spuneți, este cercul tangent laturilor. Este cercul tangent laturilor. Ce înseamnă tangent? Tangent adică cercul atinge dreapta asta doar în punctul ăsta. Aici. Încolo rămâne în interior. Deci tangent adică... uite, Mirela, vine că-i întrebat. Atinge fiecare latură, mamă. Da, vine că-i întrebat. O dreaptă poate să fie exterioară, uite. Secantă, secantă, adică să tai în două, da? Și tangentă. Uite, tangentă tai într-un singur punct. Aici. Un singur punct. Cele două puncte care erau la secantă, când tăia cercul în două, sau se suprapun. Și atunci este un singur punct. Taie cercul într-un singur punct. Și când se întâmplă așa, dreapta asta se numește tangentă la cerc. Da? Tangentă la cerc sau cercul este tangent dreptei. Putem să spunem și așa. Și acum, cercul ăsta care e dus în interior, este tangent, atinge latura, sau fiecare latură atinge o singură dată pe fiecare latură, în punctele acestea, unde am dus piciorul înălțimilor. Da. O să continuăm mâine. Am pornit și geometria pe partea asta cu bisectoare. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte interesante, frumoase și o să le vedem în lecția care urmează. La revedere, dragilor!